fostul lider al generației de aur și-a făcut un renume din a ținti de la vârste fragede cei mai talentați puști din România. Academia sa mustește de talente în fiecare sezon adolescenți cu un potențial uriaș, luându-le locul senatorilor de drept, care fac pasul următor în carieră, se transferă. Ultimii doi jucători extrem de înzestrați intrați în vizorul viitorului sunt Robert Ion, un mijlocaș de 16 ani, și Tudor Moldovan, un alt mijlocaș de 17 ani. Cei doi evoluează în prezent la Regal Sport București, formație care a trimis peste 20 de jucători la CSA Steaua în săptămânile trecute. În schimbul celor doi, patronul campioanei va plăti 50.000 de euro. În prima săptămână din iulie, cei doi vor ajunge la Ovidiu, unde Hagi va purta o discuție cu ei și îi va monitoriza la antrenamente înainte să-i transfere.